Episodul 5 începe cu Randall petrecându-și noaptea în autobuz. El este vizitat de monștri, însă este protejat de talisman. A doua zi, Jean și Tabitha vin să-i ceară socoteală lui Boyd pentru faptul că o protejează pe Sara. Aceasta apare iar Tabitha face o criză de nervi, amenințând-o că îi va părea rău dacă se va mai apropia de copilul ei. Boyd se duce să-i spună și Donei despre Sara, pentru a nu ajunge să se certe și cu ea. După ce Boyd pleacă, Sara se duce în vechea ei casă unde găsește alți oameni care locuiesc acolo. Este întâmpinată cu ostilitate și îi se cere să părăsească casa. Boyd ajunge la Donna și îi spune despre Sara, însă nici ea nu îl susține și este de părere că Sara ar trebui băgată în cutie. Jade are o vizită surpriză din partea lui Victor. Acesta este de acord să-i spună tot ce știe despre bărbatul din fotografie, dacă Jade îi va cânta la vioară. Victor îl duce pe Jade într-un loc unde sunt o mulțime de mașini vechi și abandonate. Spune că el a adus mașinile aici după ce a rămas singur, pentru că nu mai suporta să le vadă. Victor se apropie de o mașină și cere lui Jade să-i cânte aici. Jade realizează că aceasta a fost mașina mamei lui Victor. Apoi Victor îi povestește că de câte ori îi era frică, mama sa îi cânta, iar în felul acesta frica dispărea. Elgin vizitează biserica și o întâlnește aici pe Sara. El intră în vorbă cu ea, iar la un moment dat Sara îi dezvăluie că și-a omorât fratele. Elgin este puțin șocat și întreabă dacă a fost un accident, iar Sara spune că va afla în curând. Elgin nu știe ce să zică, așa că se ridică și pleacă. Sara se duce la restaurant unde lucrează mama lui Kenny și îi spune acesteia că îi pare rău. Femeia spune că știe de ce a venit și îi aduce o cutie cu lucrurile fratelui său, apoi îi cere Sarei să nu se mai întoarcă niciodată aici. Kenny o vede pe Sara când iese din restaurant și se duce spre ea, apoi îi ia lucrurile și le aruncă pe jos și o amenință că dacă se va mai apropia de mama lui o va băga în cutie. Toată lumea se holbează la Sara, dar Elgin se apropie și vrea să o ajute să-și strângă lucrurile. Ne întoarcem la Jade și Victor. După ce Jade a terminat de cântat la vioară, Victor îl duce la mașina bărbatului din fotografie și spune că acesta era un om plăcut de toată lumea, dar apoi s-a schimbat. Jade vrea să știe în ce sens, dar Victor începe să se sperie și spune că nu ar trebui să vorbească despre aceste lucruri. Jade îl presează pe Victor, ceea ce îl sperie și mai mult, dar într-un final începe să vorbească și spune că Christopher, bărbatul din poză, după ce a văzut semnul, oamenii au început să moară. Tabitha se duce lângă ieșirea din tuneluri și face un castel din pietre, exact ca cel pe care l-a văzut când a fost cu Victor, apoi din pădure apar mai mulți copii ciudați. Aceștia se apropie de Tabitha și rostesc un cuvânt care deocamdată nu știm ce înseamnă. Tabitha se sperie și începe să plângă și să țipe, iar copiii dispar. Jade se întoarce de la cimitirul de mașini și o vede pe Tabitha căruia îi curge sânge din nas, apoi o întreabă dacă totul este în regulă. Jim îl oprește pe Boyd și îi povestește despre vocea care i-a răspuns prin radio. Îi spune lui Boyd ce i-a spus și soției sale, și anume că el este de părere că ceea ce se întâmplă aici este un experiment. Boyd îl ascultă atent, însă nu știe ce să-i răspundă, așa că îi spune că trebuie să plece. În încheierea episodului, Boyd se duce în restaurant. Aici încep să-i se miște iar chestii pe sub piele, apoi o vede pe mama lui Kenny și cere să-i vorbească. Marielle este singură la rezerva de medicamente și folosește morfină. Acest lucru ne indică faptul că are o problemă cu drogurile. Pentru mai multe videoclipuri, nu uitați să vă abonați. Nu uitați să apăsați clopoțelul și butonul de like.